Salut și bine v-am găsit și la vlogul de astăzi. Eu sunt Daniel și sunt în Italia. Astăzi este luni, e 2 septembrie și începe munca. Am pornit programul, haide să verificăm camionul. E întuneric încă. Totul e în regulă. Și cablul vamal e în regulă. Să vedem cum punem telefonul aici. Dacă punem așa, o să filmez o perioadă și din drum. Oricum nu s-a văzut prea mult. O să-mi iau cafea din mers. Numai să vedem cum ies de asta aici. S-a pus chiar în față, nu? Mă duc, îi fac semnul ăsta cu mașina mea. Vin imediat. E o femeie. Eu, doamna, trebuie să încep munca, lăsați-mă să plec odată. Îmi nebunesc aici. Doamna de mână, nu se decuplează mereu automat. Încet, facem manevră. Așa. Am reușit. Începe ploaia în Italia, să vezi, bate vântul și fulgeră. Am plecat. Am dormit bine, m-am culcat de vreme, m-am trezit de vreme și fulgeră, frate. Bine că vine ploaia acum când trebuie să plec din Italia și nu a plouat deloc sâmbătă duminică. Și o să mai filmez când ajung în Franța, la Freiuș. E o priveliște extraordinară acolo, la Freiuș. E
ori, nu știu, deocamdată GPS-ul mă duce pe la, pe la Mont Blanc. O să vedem, ne auzim mai târziu. Salut! E furtuna afară și am vrut să filmez și treaba asta. Puțin am reușit, am spălat și noi parbrizul camionul și mai am până la Crăiușul de 300 de km am înțeles, da? Uite acolo 190 de km mai e de condus, ne vedem acolo, să sperăm că în Franța nu plouă, doar în Italia, ne vedem. Bine v-am regăsit, ne apropiem de Crăiuș și filmez că e o priveliște extraordinară, să opresc motorul.
O să vă arăt și pe GPS să vedeți unde sunt acum, da? Doar o clipă. Azi dimineața am început bine cu ambuteajele. Ia să vedem. Bine că acum am întors către Italia, dar e așa. Aici sunt eu. Aici e Italia, da? Și aici e Friuli. Mai am vreo 100 și ceva de kilometri până reușesc să traversez granița. Pe la Torino am venit și mă duc în sus. Grenoble, Lyon, pe aici. Acum fac pauza de 30 de minute, mai trebuie și o să-mi iasă de 45. O să vin pe la Calais, Dover. Așa, ați văzut acum unde sunt. Să filmăm priveliștea. O să mă duc, o să-mi cumpăr și o cafea. Un sandwich ceva. Doar o clipă, doar, opa, vântul. Un minut extraordinar. Să închidem ușa. La dimineața am încercat să verific, nu știu ce s-a văzut și ce nu s-a văzut. Să-mi pun portofelul în buzunar. Plomba e intactă, nu s-a umblat. Frumos. Să filmez tot. Foarte frumos. Nu-mi vine nici acum să cred. Acolo nori sunt prin munți. E tare rău. Nu ne filmăm noi compania acum, nu facem reclamă. Bine, e un alt coleg și acolo în față. Extraordinar. No, mă duc să iau un sandwich, o cafea și ne auzim mai încolo. Bine v-am regăsit, am fost, mi-am făcut niște cumpărături, mi-am luat o cafea, am băut cafeaua, am vorbit cu Sebi. No, mai nu vrea să stie că l-am pus și l-am încărcat. Ia, așa. Mănânc niște chipsuri, mi s-a fost o poftă de chipsuri. Sunt încă în Italia, mai am 144 de kilometri până trec. Trec granița spre Franța. Așa. O să trec pe aici pe foaie Friuș, că pe la Friuș trecem. Și o să, când o să ajung acolo, o să scriu, o să notez câți kilometri o să am atunci. În bord. Friuș. Așa. V-am și arătat, am și filmat, e foarte frumos aici, ai priveliște extraordinară. Extraordinar de frumoasă. Și sunt foarte bune chipsurile astea. Îmi plac foarte tare, scumpe, dar sunt foarte bune. Azi este luni. Mă duc în Anglia. Să dea Dumnezeu să nu am probleme cu descărcarea, nici cu încărcarea. Pentru că astăzi e săptămâna asta, e ultima săptămână și mă duc și o săptămână acasă. Iar m-am trezit luni cu dor de casă. Culmea e că am avut dor de casă în prima săptămână și acum la sfârșit în a patra, frate, mi s-a făcut un dor de casă, de părinți, de prieteni. Mi-e foarte greu iară. Asta e. N-am ce face. Sunt delicioase chipsurile astea, nu știu, poate m-am... Și de aia că m-am lăsat de fumat și simt gustul altfel.
That's delicious. Fac pauza de 45 de minute. Acum am 42 de minute, mai trebuie 3 minute și dau bătăi. Deja am condus 4 ore, mai conduc 4. Lungesc programul la 10. Ca să ajungem în Anglia cât mai repede. Și abia aștept să ajung acasă. Mi s-a făcut dor tare. Asta e. Ne-am lăsat mustărat. Ce să vă spun? Eu sunt Daniel. Nu uitați să dați un like, comment, subscribe. Astăzi suntem pe 2 septembrie. Am găsit și telefonul firmei. Da, 2 septembrie, luni. 19:30 ceasul. Aici în Franța. În Italia, pardon. În România ar trebui să fie 10:30. Și ce să vă zic? Să aveți o zi faină. La sfârșitul săptămânii astea sper că ajung acasă. O să filmez și acasă. No. Și ne auzim mâine. Priveliștea v-am filmat, ați văzut și voi, e foarte fain. No. Salut, v-am pupat, ceau, ceau, ceau.